Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 39. Let's open up to Acts chapter 2, verses 39. Și în acest pasaj biblic, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Amen. For the promise is for you and for your children, and for all who are far off, as many as the Lord God will call. În ziua de Rusalei, on the day of Pentecost, Apostolul Petru a vorbit mulțimii care a venit să vadă uimită ce s-a întâmplat cu apostolii. The Apostle Peter spoke to the multitude that came amazed to see what happened to the apostles. Și explicându-le profetic acest fenomen, and as he explained prophetically the phenomenon that they experienced, Apostolul Petru nu uită să spună acest mare adevăr. The Apostle Peter doesn't forget to speak this great truth. Darul Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, cu darurile lui. The gift of the Holy Spirit, or the baptism of the Holy Spirit, along with the gifts. Nu este o experiență unică pentru biserică. It's not a unique or one-time experience for the church. Ci este o experiență pentru toate generațiile. But it's an experience for every generation. De aceea, reamintim bisericii de aici și de pretutindeni. That's why we remind the church from here and from all over. Că explicațiile despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt care se opresc în cezaționism. That the explanations about the person of the Holy Spirit that end in cessationism. Este doctrina care spune că lucrarea Duhului Sfânt cu botez și cu daruri a încetat atunci, pe vremea apostolilor. Cessationism is the doctrine that says that the work of the Holy Spirit ended during the time of the apostles. Doctrina aceasta este o doctrină nebiblică. This doctrine is unbiblical. Indiferent cât de mari teologi s-ar crede cineva. Regardless of what theologians or how great they think they are. Dacă Sfântul Apostol Petru a spus darul acesta este pentru toate generațiile, if the Apostle Peter said this gift is for all generations, atunci nu poate să însemne că e numai pentru o generație. This can't mean that it's for one generation alone. În această seară de Rusalii aici în California. So on this night of Pentecost here in California. Voi veni cu smerenie în fața noastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Rusalii și profeție. I humbly come before you with a message that's entitled Pentecost and Prophecy. Voi prezenta în fața dumneavoastră trei triplete. And I'll present to you three triplets. Adică trei adevăruri în câte trei grupări fiecare adevăr. In other words, three truths and three groups of truths. Care să ne trezească mai mult dragul și dorul după lucrarea Duhului Sfânt. That should arise in us a desire for God and for the work of the Holy Spirit. Pentru că secretul acestei lucrări glorioase. Because the secret of this glorious work. Nu poate fi descifrat și trăit sau experimentat. It can't be deciphered or lived and experienced. Numai dacă cunoaștem biblic această lucrare. Except if we know this work biblically. Deci ne vom uita la lucruri vechi și noi. So we'll look at things that are both old and new. Care să ne vorbească. Which should speak to us. Care sper să ne trezească. Which I hope will wake us up. Și care să facă în noi să se aprindă o dorință după o părtășie mai mare cu Duhul Domnului. In which I hope will arise in us a desire for fellowship with God that's even greater than we've ever had. Și în primul rând, aș vrea să ne uităm la vorbirea în limbi din perspectivă istorică. So first of all, I'd like for us to look at speaking in tongues from a historical perspective. Vorbirea în limbi nu este un dar al lui Dumnezeu, în particular al Duhului Sfânt, care să sperie pe oameni. Speaking in tongues is not a gift from God or a gift of the Holy Spirit that should scare anyone. Ci este un dar care practic ne umanizează. But it's a gift that makes us human. Oamenii vorbesc. People speak. Duhul Sfânt vorbește. The Holy Spirit speaks. Animalele behăie. Animals make noises.
Dar oamenii vorbesc. But it's people that speak. Și Duhul Domnului nu putea să vină la noi și nu putea să se reveleze într-o altă formă mai frumoasă. And the Holy Spirit couldn't have come and revealed himself in a more beautiful manner decât și prin darul limbilor. Than through this gift of speech. Pentru că nu uitați, noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Because don't forget, we are created according to the image of God. Istoric sunt trei instanțe de vorbire în altă limbă. Historically, there are three instances of speaking in tongues. A căror mesaj este unul și același. Whose message is one and the same. Judecata lui Dumnezeu. The judgment of God. Primul este exemplul despre vorbire în altă limbă pe timpul lui Daniel și împăratul Belșazar. The first is the speaking in tongues during the time of Daniel and King Belshazzar. Aduceți-vă aminte că acest împărat al Babilonului, Belșazar, remember that this king of Babylon, King Belshazzar, s-a gândit într-o zi să chefuiască mult. He decided one day to throw a party. Și să profaneze uneltele sfinte care au fost luate de la templul lui Dumnezeu din Ierusalim. And he decided to profane the utensils that were taken from the temple in Jerusalem. În timpul acelui banchet deșanțat. And during that banquet, O mână a apărut ca de nicăieri. There was a hand that appeared out of nowhere. Și a scris în fața lor a tuturor pe perete. And it wrote in front of everyone's eyes on the wall. Mene mene tekel upharsin. Mene mene tekel upharsin. Nimeni n-a știut să descifreze această limbă străină. Nobody knew how to decipher this strange tongue. Până când a venit profetul Daniel. Until the prophet Daniel came. Și Daniel i-a spus împăratului următoarele. And Daniel said to the king the following words. Cuvintele acestea sunt pentru tine, împărate. These words are for you, king. Ești numărat în ce privește zilele împărăției. Your days as a king and as a kingdom have been counted. Numărat, numărat. Counted, counted. Ești cântărit în ce privește greutatea ta spirituală. You've been weighed as far as your spiritual weight is concerned. N-ai nicio greutate. And you don't have any weight. Și tu, casa ta și imperiul tău s-au împărțit astăzi perșilor. So you, your house and your kingdom have been given to the Persians. Ce vrea să ne spună acest lucru? What does this tell us? Când pentru prima dată o limbă străină este folosită în Scriptură. That when for the first time we see a foreign language used in Scripture. Cuvântul acela a însemnat judecată pentru un om, pentru un împărat. That word meant judgment for one man, for king. Apoi timpul a trecut. Then, as time passed, și-au venit rusaleile. We come to Pentecost. De data aceasta, mai mulți vorbesc în altă limbă. And this time we have many people speaking in tongues. Și una din întrebările cu care mulțimea din Ierusalim a venit la apostoli. And one of the questions that the multitude in Jerusalem had for the apostles. A fost aceasta. Was this. Ce vrea să însemneze aceasta? What does this mean? Și dacă prima vorbire în altă limbă pe timpul lui Belșazar însemna judecată. And if the first speaking in another language during the time of Belshazzar meant judgment. Vă rog să notați bine, toți care ne-am ascultat, inclusiv dumneavoastră cei de la internet. I would like for everybody to pay attention, including the people hearing on the internet. Este un principiu hermeneutic sau de interpretare biblică. There's a hermeneutic principle, which means a principle of the way you interpret the Bible. Care spune principiul întâiului enunț. Which is the principle of the first announcement. Dacă în întâiul enunț biblic un cuvânt a însemnat judecată. If a word means judgment when it's first used in the Bible, for instance. Cuvântul acela însemnează judecată peste tot unde este folosit. Then that word means judgment throughout Scripture. Acesta este un principiu fundamental în interpretarea Sfintelor Scripturi. This is a fundamental principle when interpreting Scripture. Dacă undeva ai citit și ai scris că s-a urcat pe cal și a călărit. If somewhere you read that somebody got on a horse and then rode. Oriunde apare calul, calul este cal, nu-i tank. Wherever that horse appears, it's a horse and not a tank.
Dacă prima vorbire în altă limbă însemna judecată pentru un om, if the first instance of speaking in a foreign language meant judgment for a man, a doua instanță istorică în care vorbirea în altă limbă este practicată de mai mulți oameni apostoli plus probabil 120. The second instance of speaking in tongues, which is the apostles and maybe another 120 people with them, a însemnat din nou judecată. Once again, this meant judgment. Prima dată a fost judecată pentru un om. At first it was a judgment for one man. A doua oară când este folosit, este judecată pentru un popor. And the second time it's judgment for a people. Pentru că la scurt timp după această experiență, 30-40 de ani, because in short, in a few years after this experience, maybe 30-40 years, poporul lui Israel este judecat. The people of Israel is judged. Este desființat ca popor. It's ended as a people. Iar rămășița lui Israel este răspândită în toată lumea timp de 2000 de ani. And the remnant of Israel is dispersed throughout the nations for 2000 years. Și acum istoric venim mai aproape de noi. And historically speaking, we come closer to our time. Recent s-a sărbătorit Azusa Revival. We recently had the celebration of the Azusa Revival. 110 ani de la evenimentul Azusa Street. 110 years of the event that happened on the Azusa Street. Aici în Los Angeles, aproape de noi în Azusa Street. Here in LA, close to where we live. Dumnezeu a făcut să se producă o mare trezire spirituală. God produced a great spiritual revival. Care a pornit practic din anul din 31 decembrie 1899, ca să vă spun așa. Which technically began on December 31st, 1899. În decembrie 31, 1899, în Topeka, Kansas. December 31st, 1899 in Topeka, Kansas. În școala biblică păstorită de pastorul baptist Charles Parham. In the Baptist the Bible school pastored by a Baptist pastor Charles Barham. Parham. Un grup de studenți au venit la Parham și au zis: "Vrem să facem revelion într-o manieră diferită." A group of students came to this pastor and they said, "We want to celebrate New Year's in a different way." Vrem să facem studiu biblic de revelion. We'd actually like to have Bible study for New Year's. Și să studiem faptele apostolilor. And we want to study Acts. Și apoi să ne rugăm. And after that we want to pray. Așa că s-au pus pe studiu din nou asupra Fapte 2. So they began studying Acts chapter 2. După ce au citit de mai multe ori în seara de 31 decembrie 1899 istoria din Fapte 2. After they read through the story in Acts chapter 2 a few times on that night of December 31st, 1899. Câțiva studenți au zis lui Charles Parham. A few students said to Charles Parham. Dacă aceasta scrie în Biblie, trebuie să fie adevărat. If this is what the Bible says, it must be true. Cum am putea să știm dacă este adevărat dacă nu ne rugăm și noi și stăruim? But how can we really know it's true if we don't pray? Așa că studenții au îngenunchiat și au spus lui Parham: "Treci printre noi și pune-ți mâinile peste noi." So all the students got on their knees and they said to Parham, "Go through, go among us and put your hands over us." Charles Parham i-a ascultat și s-a rugat împreună cu ei. So Charles Parham listened to them and he prayed with them. Și-a pus mâinile peste ei. He laid hands on them. Și datele diferă acum, dar cel puțin 3 studenți au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt în seara aceea. And the numbers differ a little bit, but at least 3 students were baptized with the Holy Spirit that night. La concluderea secolului al 19-lea și intrarea în secolul 20. As the 19th century was ending and it was the beginning of the 20th century. Printre cei 3 care au fost botezați, a fost botezată și o studentă. Among the 3 students that were baptized was a female student. Care a vorbit într-o chineză, într-un dialect chinez atât de frumos.
who spoke in a dialect of Chinese so beautifully. Și istoria spune că timp de 3 zile nu s-a putut opri din vorbirea în altă limbă. And the story tells us that for 3 days she couldn't stop speaking in tongues. Au venit specialiști, că s-a dus vestea repede despre acest lucru. And as news traveled, there were specialists that came to see them. De la presă, de la institutele de lingvistică din vremea aceea. People from the news, people from the linguistic institutions. Profesori universitari. University professors. Și au intervievat-o pe această studentă. And they interviewed this student. Ei se adresau în engleză. They would speak to her in English. Iar ea le răspundea într-o chineză perfectă. And she would respond in perfect Chinese. Profesori de chineză erau uimiți de acuratețea dialectului pe care îl folosește. And professors of Chinese were amazed at how accurately she spoke in Chinese. Așa s-a intrat în secolul 20, în anii 1900, cu botez cu Duhul Sfânt. This is how we entered into the 20th century, into the 1900s, with the baptism of the Holy Spirit. Dar știți, noastră trece o istorie, apare și dispare. But you know that history or things in history appear and then disappear. Oamenii nu au manifestat prea mare interes mai departe. People didn't manifest any interest in what happened at that Bible Institute. Totuși, unii oameni au zis, trebuie să fie ceva interesant. But there were some people who said, this is something that's interesting. Printre cei ce s-au dus la Topeka să vadă ce e acolo. Among those who went to Topeka, Kansas, to see what happened. A fost un credincios de culoare, un negru de aici din Los Angeles. There was an African American from Los Angeles. A cărui nume este Seymour. His name is Seymour. S-a dus și el acolo și a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. And he went to Kansas and he was baptized with the Holy Spirit. Seymour s-a întors în Los Angeles. Seymour went back to Los Angeles. Și în 1906 a început o biserică în Azusa Street. And in 1906 he started a church on Azusa Street. Dumnezeu l-a folosit într-o manieră atât de specială. And God used them in such a powerful way. Cu vindecări divine. With a divine healing. Oameni ciungi, le-au crescut mâinile. People who had their arms chopped off, they regrew. Oameni fără picioare, le-au crescut picioarele. People without legs had their legs regrown. Oameni fără ochi în orbite, le-au crescut ochii la rugăciune. People who had no eyes, their eyes regrew. Și lumea a început să se alerteze. And the world began to be alerted to what was going on. Au început să vină și să vadă. And many people began to come to see. Fiind aici în Los Angeles, un oraș mai culturalizat acum. Since it was in Los Angeles, a city that's a little bit more cultured. Presa era bine pusă la punct, transportul era bine pus la punct, circula trenul. There were news agencies that were available, there was transportation that was available. Au venit oameni din toată America să vadă ce se întâmplă în Azusa Street. So people from all over America came to see what was happening at Azusa Street. Presa, radio, filme, pentru că se făceau filme deja pe vremea aceea, au început să vină și să vadă. Newspapers, radio and even films began to come and see what was going on. Din Europa au început să călătorească și să vadă ce se întâmplă în Azusa Street. People came from Europe as well to see what was happening. Așa că Azusa Street a fost evenimentul pe care l-a folosit Dumnezeu să trezească conștiința internațională despre botezul cu Duhul Sfânt. So Azusa Street was the event that God used to awaken the international conscience about the work of the Holy Spirit. Din Azusa s-a răspândit această lucrare în toată lumea. And from Azusa this work of the Spirit went to the whole world. Și acum haideți să ne întoarcem înapoi la semnificația istorică a vorbirii în alte limbi. So let's go back to the historical meaning of speaking in tongues. Prima dată când apare vorbirea în altă limbă, the first time we see speaking in a foreign language, a însemnat judecata unui om. That meant judgment for one man. A doua oară când a apărut vorbirea în alte limbi folosită de mai mulți, the second time we see speaking in tongues, this time by many more people, a fost judecata unui popor. It was the judgment of one nation. Ce poate să însemneze acum a treia oară când de la Azusa Street vorbirea în alte limbi, botezul cu Duhul Sfânt s-a răspândit în toată lumea? So what could it mean now that we see speaking in tongues beginning in Azusa Street and going throughout the world?
Același lucru trebuie să însemneze. It must mean the same thing. Însă la o scară mondială. But on a worldwide scale. Judecata lumii este la uși. That the judgment of the world is at the door. Omenirea aceasta care a întors spatele lui Dumnezeu. This humanity that turned their backs on God. Și a fost răbdată de Dumnezeu 6000 de ani. Even though God had patience with this world for 6000 years. Răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt. That the patience of God is at an end. Această experiență glorioasă care este botezul cu Duhul Sfânt. This glorious experience of the baptism with the Holy Spirit. Cu acest semn distinct, vorbirea în altă limbă. With this very distinctive sign, speaking in tongues. Istoric ne spune de 3 ori același lucru. 3 times we see in history the same meaning. Că dacă s-a întâmplat într-un loc și un om a fost judecat, that if it happened at one time and one man was judged, dacă s-a întâmplat într-un oraș și un popor a fost judecat, if it happened in one city and a whole nation was judged, dacă se întâmplă în toată lumea, lumea va fi judecată. As it happens around the world, the whole world will be judged. Dacă vrei să nu fii judecat, but if you want to not be judged, trebuie să părăsești doctrinele tale care sunt ți așa de dragi, you need to leave behind your pet doctrines, și să te întorci la Scriptură, and to return to Scripture, ca să primești tot adevărul lui Dumnezeu. So that we will fulfill the whole Scripture, the whole truth of God. În felul acesta nu vei fi judecat, and in this way you will not be judged, ci vei trăi etern cu Dumnezeu. But you will live for all eternity with God. În loc să fii judecat, instead of being judged, tu vei judeca lumea, you will judge the world, și inclusiv pe îngeri, and even the angels. Meditează la acest adevăr. Meditate on this truth. Meditează la această latură a Rusaliilor. Meditate on this aspect of Pentecost. În al doilea rând. Secondly. După ce am văzut limbi străine în istorie. After we saw speaking in tongues throughout history. Haideți să vedem manifestarea Rusaliilor. Let's see the manifestation of Pentecost. La Rusalii sunt din nou 3 manifestări. Again at Pentecost we see 3 different manifestations. Fapte 2 de la versetul 2 la 3. In Acts chapter 2 verses 2 and 3. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Suddenly a sound like that of a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were staying. And tongues like flames of fire that were divided appeared on to them and rested on each of them. O nouă tripletă. A new triplet. Adică un nou grup de 3. A new group of threes. Vânt puternic. A mighty wind. Limbi. Tongues. Și foc. And fire. Ce însemnează aceasta? What does this mean? Ce însemnează Rusaliile din această perspectivă? What does Pentecost mean from this perspective? Vântul este folosit în Scriptură din nou cu sens de judecată. Wind is again used in Scripture with the sense of judgment. Când Dumnezeu a vrut să pedepsească o națiune, de exemplu, when God wanted to judge a nation, for example, a trimis un vânt puternic. He sent a mighty wind. Când Iov a fost lovit de diavolul. When Job was struck by the devil. Spune că un vânt puternic din răsărit a venit și a surpat casa unde erau copiii lui. The word says that a mighty easterly wind came and demolished the house where his children were staying. Apoi în cuvântul Domnului citim acest adevăr care este greu înțeles de unii dintre cei care studiază Scriptura. And then also in the word of God we read this truth that's hard to understand by some. Că după necazul cel mare, notați acest lucru. That after the great judgment, and note this. După ce Domnul nostru Iisus Hristos coboară pe pământ, after the Lord Jesus descends on the earth, sunt 75 de zile până la intrarea în mileniu. There are 75 days until we enter the millennium. Așa spune profetul Daniel. This is what Daniel says. Știm că necazul cel mare este format din două grupări de către 1260 de zile. We know that the great tribulation is formed out of two different stages of 1260 days. Și Daniel ne spune și apostolul Ioan lucrul acesta. Both Daniel and the apostle John tell us this. Dar Daniel ne mai spune ceva și zice așa: feriți de cei ce vor răbda 1290 de zile. Fericiți de cei ce vor răbda 1335 de zile. But Daniel tells us, blessed are those who will resist for 1290 days, 1335 days.
Deci el oferă 75 de zile în plus după ceea ce inițial știm despre necazul cel mare de 1260. So after we find out about the great tribulation, he tells us about this extra period of 75 days. Și apoi știm un lucru, că la concluzia celor 75 de zile de după coborârea pe pământ al Domnului nostru Iisus Hristos. And we also know that at the conclusion of these 75 days after Jesus descends on the earth, Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos va judeca toate națiunile pământului care au supraviețuit necazului celui mare. God will judge through Jesus Christ all of the nations that have survived through the great tribulation. Și se va împlini cuvântul Domnului din Matei 25, de la 31 la 45, dacă vreți. And the word of God in Matthew 21, verses 35 through 41 will be fulfilled. Este judecata aceea în care Domnul împarte omenirea în oi și capre, nu că n-ar fi și acum. It's the judgment where God divides the world between sheep and goats. Oile vor intra în mileniu. The sheep enter into the millennium. Iar caprele vor fi nimicite. And the goats are destroyed. Dar când Dumnezeu va face această judecată prin Domnul Iisus. But when God judges the earth through Jesus Christ. La sfârșitul celor 75 de zile de la coborârea lui pe pământ, pe muntele măslinilor. At the end of the 75 days after he descends on the Mount of Olives. Și până la intrarea în mileniu. And to the point where they enter into the millennium. Iisus Hristos va da o poruncă ca toți să se prezinte în Israel. The Lord Jesus will give a command that everyone will need to present themselves in Jerusalem. Câteva milioane vor supraviețui necazul cel mare. A few million people who survived the great tribulation. Și vor trebui să se prezinte în Israel. Will need to present themselves in Israel. Dar bineînțeles că dacă vorbim de capre, caprele o să fie cu mofturi, nu o să vrea să meargă la Ierusalim. But of course, if we're talking about goats, the goats are picky and they might not want to go to Jerusalem. Au fost supuse lui Anticrist în timpul necazului celui mare. They submitted themselves to the Antichrist during the judgment. Și nu o să se supună acum la Domnul Iisus Hristos. So they won't submit to the Lord Jesus now. Una din măsurile pe care Domnul Iisus Hristos le va lua în această perioadă de timp. So one of the decisions that Jesus will take. Este să folosească vântul. Is to use the wind. Ați auzit bine, vântul. The wind. Să trimită vântul în toată lumea. He will send the wind throughout the world. Va crea vârtejuri de vânt. And he will create whirlwinds. Și toți oamenii oriunde s-ar găsi nu se vor putea ascunde. And the people wherever they find themselves won't be able to hide. Vor fi luați în vârtejul de vânt. They will be taken up in these whirlwinds. Și vor fi duși pe gratis în Israel. And they will be taken for free to Israel. Ia auziți ce spune cuvântul Domnului. Listen to what the word of God says. Iată furtuna Domnului, urgia izbucnește, se năpuștește vijelia și cade peste capul celor răi. Suntem în Ieremia 30:23. Jeremiah 30, verse 23. Deci vine furtuna. So we see the storm. Vine vântul. We see the wind. În engleză spune the whirlwind, vârtejul. Or the whirlwind. Îi caută pe toți cei răi. And it seeks out all those who are evil. Toate caprele. All the goats. Și îi ia și îi duce la judecată. And it will take them up and take them to judgment. Pentru că vântul în Scriptură este pentru judecată. Because the wind is used in Scripture for judgment. Dar când Duhul Sfânt a coborât la Rusalii. But when the Holy Spirit came on the day of Pentecost. A venit sub forma, adică cu manifestarea unei vijelii puternice. He came in the form of a mighty rushing wind. Prin aceasta vrând să spună următorul lucru. And through this the Holy Spirit was saying. O eră nouă începe pe pământ. A new era is beginning on the earth. În care Domnul va judeca popoarele. In which God will judge the nations. Funcție de atitudinea pe care o vor lua acum față de Biserica lui Hristos. According to the attitude that they will take towards the Church of Christ. De aceea prima manifestare a pogorârii Duhului Sfânt este un vânt puternic. So the first manifestation of the Holy Spirit is this violent wind. A doua manifestare este limba. The second manifestation is the tongue. Prin aceasta Duhul Sfânt vrea să spună
că El este abil să comunice cu oamenii. And through this, the Holy Spirit is saying to people that the Holy Spirit can communicate to people. Prin aceasta vrea să spună de asemenea că El, prin puterea pe care o are, este ajutorul cel mai potrivit pentru noi ca să știm să ne stăpânim limba. And through this, He's also telling us that He is the greatest help that we can have to control our tongues. Cum spune apostolul Iacob? What does James say? Limba este o mare problemă. The tongue is a big problem. Cel mai multe probleme ne face limba. The tongue causes most of our problems. Că pe foarte mulți îi mâncă limba și nu se pot stăpâni să nu vorbească. Because a lot of people can't control themselves and they can't stop speaking. Să nu critique. And not to criticize. Or să nu înjure. To not curse. Or să nu fie negativ. To not be negative. Or să nu nege lucrarea lui Dumnezeu. Or to not deny the work of God. Cuvântul Domnului ne spune coborârea Duhului Sfânt. The word of God says that when the Holy Spirit descended, care comunică cu oamenii, the Holy Spirit who communicates with people through the tongue, ne dă și ajutorul să știm să controlăm limba. Gives us the help that we need to control our tongues. Ca să nu vorbim rău, so that we won't speak evil, să nu vorbim negativ, so that we won't speak negatively, să nu negăm lucrarea lui Dumnezeu, to not deny the work of God, ci să vorbim adevărul, but to speak the truth, pentru că prin limbă putem să ridicăm pe cineva, because through the tongue we can lift somebody up, putem să înălțăm pe cineva, we can bless somebody. Și apoi este focul, and then we have the fire, vânt, limbă și foc, the wind, the tongues and fire. Când Duhul Sfânt a coborât pe pământ, when the Holy Spirit came on the earth, ne-a adus aminte că Domnul face o judecată, o deosebire între oameni. He reminded us that God will judge people. He will make a distinction between people. Ne-a adus aminte că ne poate învăța să vorbim ce trebuie de aici încolo. He reminded us that we can begin to speak what we need to speak from now on. Dar în același timp ne-a făcut de cunoscut că gloria lui Dumnezeu s-a coborât printre noi. But he also reminded us that the glory of God descended among people. Despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos, întotdeauna aceasta este asociată cu focul. The coming of God is always associated with fire. Psalmul 50 chiar spune aceste cuvinte. Psalm 50 even says these words. Dumnezeul nostru vine și nu tace, deci vine și comunică, vorbește. Our Lord is coming and he won't be quiet. Înaintea lui merge un foc mistuitor. Before him goes a divine, a consuming fire. Este gloria lui Dumnezeu. It's the glory of God. Este șechina lui Dumnezeu. It's the Shekinah of God. Aceasta însemnează că pe cel rău îl mistuie această glorie. This means that this consumes the evil. Dar pe poporul Domnului gloria aceasta îl ridică, îl binecuvântă. But this glory raises and blesses the people of God. Nu așa s-a întâmplat în istorie în timpul lui Israel? Isn't this what happened in history to the people of Israel? Gloria lui Dumnezeu s-a arătat într-un nor puternic, un stâlp de nor. The glory of God was shown through this pillar of a cloud. Care îi ocrotea ziua acolo prin pustie, așița soarelui. That was with them in the wilderness during the day. Iar noaptea gloria aceasta era un stâlp de foc puternic. And at night this glory of God was a pillar of fire. Care mergea înaintea lor și îi lumina și îi ocrotea. That went ahead of them, lighted the way and protected them. Lucrul acesta se repetă din nou. And we see this thing repeating again. Gloria Domnului se arată și mulțumim Domnului că s-a arătat și în biserica noastră. The glory of God is revealed and we thank God that it was revealed in our church as well. Și această glorie a lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt poate să meargă cu noi în orice loc și în orice vreme. And this glory of God through the power of the Holy Spirit can go with us wherever we go. Deci iată rusaliile în forma în care s-au manifestat și vedem în Scriptură. And we see Pentecost through these manifestations that we have in Scripture. Deci am văzut în primul rând limbile în istorie. So we saw tongues throughout history. Am văzut tripleta de la Rusalii, vântul, limbile și focul. We saw the triplet of Pentecost, the wind, the tongues and the fire. Și acum să vedem o perspectivă profetică despre Duhul Sfânt. And now we'll look at a prophetic perspective about the Holy Spirit. Din nou o tripletă interesantă. Again, an interesting triplet. Studiind cuvântul Domnului, am descoperit următorul fapt foarte semnificativ. Studying the word of God, I discovered the following fact that's very interesting. Ultimul judecător al lui Israel. The last judge of Israel.
Nu vorbim de Samuel, că Samuel este un intermediar între judecători și regi și împărați. We're not speaking of Samuel because Samuel was an intermediary between the judges and the kings. Ultimul judecător al lui Israel a fost Samson. The last judge of Israel was Samson. Un om care a fost plin de Duhul Domnului. A man who was full of the Holy Spirit. Însă un om care a sfârșit să fie orb. But a man who ended up being blind. Ultimul împărat al lui Iuda. The last king of Judah. Zedechia. Zedekiah. A sfârșit să fie orb. Ended up by being blind. Ultima biserică apocaliptică. The last church, speaking apocalyptically. Care este? Which one is it? Laodicea. Laodicea. Ce spune Domnul? What does the Lord say to Laodicea? Ești sărac, orb și gol. You are poor, blind, and naked. Ultima biserică este oarbă. The last church is blind. Ce se întâmplă? What's happening? Samson, omul plin de Duhul Sfânt. Samson, the man full of the Holy Spirit. A sfârșit să fie orb. Ended up blind. Se poate să fii plin de Duhul Domnului și să sfârșești orb? Can you be full of the Holy Spirit and still end up blind? Se poate. It's possible. Dacă trei lucruri le faci împotriva legii lui Dumnezeu. If you do three things against the law of God. Primul este acesta, să atingi ce este necurat. The first is to touch what is unclean. Așa cum a făcut Samson. Just like Samson did. Să întinzi mâna spre păcat. To touch sin with your hand. Să întinzi mâna spre fără de lege. To participate in lawlessness. Să-ți permiți lucruri care sunt împotriva sfințeniei lui Dumnezeu. To permit for yourself things that are against the holiness of God. Zicând că Dumnezeu este bun și oricum te iartă. Saying that God is good and he's going to forgive you anyway. Al doilea lucru pe care l-a făcut Samson. The second thing that Samson did. A fost cununarea lui cu lumea. Was his wedding to the world. Două femei din lume. Two women from the world. Și biserica este în această ispită astăzi. And the church finds itself in this temptation today. Să se conformeze chipului veacului. To conform itself to the way that the world looks. Adică felul în care lumea gândește. To the way that the world thinks. Pentru că e la modă să nu fii împotriva sistemului politic. Because it's in style to not be against the political system. Cum să-l înfrunți pe, de exemplu, pe vremea președintelui George Bush? How can you confront, for example, during the time of President George Bush? Când sigur dintr-o diplomație politică bine gândită dar rău pusă, when of course from a diplomacy that was well thought out but poorly implemented, ca să nu aprindă spiritele oamenilor să umple de frică și de răzbunare, to not ignite the spirits of people to revenge. A făcut această afirmație care nu este nici biblică și este nebiblică și este nu este nici după Coran. He made this following affirmation which is both unbiblical and also not true according to the Quran. Islamismul este o religie a păcii. That Islam is a religion of peace. Este o glumă prostă. It's a joke. Pentru că și în Coran spune că islamism înseamnă luptă. Because in the Quran it says that Islam means the fight. Nimicirea infidelilor, and destruction of infidels, nimicirea bisericii, the destruction of the church, nimicirea lui Israel, and the destruction of Israel. Iar Biblia spune foarte clar. And the Bible says very clearly. Cel rău n-are pace, zice Domnul Dumnezeul meu. The evil one does not have peace. El este ca valurile mării. He's like the waves of the sea. Care se agită mereu și mereu. That are agitated continuously. Da. Cum să-l înfrunți pe președintele Americii? But how can you confront the president of America? Să-i spui, n-ați spus bine, domnule președinte. And to tell him, you didn't speak the truth. Și bisericile, una după alta, au început să se ralieze în spate. And churches began to rally themselves behind this statement. Să se cunune cu lumescu. To get married to the world. Lucrul acesta te orbește chiar dacă ai fost plin de Duhul Domnului. This is something that will blind you even though you were filled with the Holy Spirit. Așa a făcut Samson. This is what Samson did. A atins ce este necurat. He touched what was unclean. Prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Friendship with the world is enmity with God. S-a cununat cu lumea. He was wedded to the world. Și apoi a făcut al treilea lucru, a tratat legătura cu Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt ca pe o obișnuință.
And then he did a third thing, which was to treat his relationship with God and being filled with the Holy Spirit as something usual. Ne rutinăm cu Dumnezeu. We start to treat God as a routine. Ne rutinăm cu darurile Duhului Sfânt. We start to treat the gifts of the Spirit as a routine. Parcă ne aparțin nouă. It's as if they belong to us. Și facem ce vrem cu ele. And we do whatever we want with them. Dar dacă Duhul Sfânt este în noi, cu noi și pentru noi, but if the Holy Spirit is in us, with us and for us, este nu ca să ne facă să ne determine să facem ce vrem noi. It's not so that we will do whatever we want. Ci să facem ce spune Domnul. But to do what God tells us to do. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu. What the word of God tells us. Ultimul judecător al lui Israel. The last judge of Israel. Plin de Duhul Domnului. Full of the Spirit. A sfârșit orb. Ended up blind. Ultimul împărat al lui Iuda. The last king of Judah. A sfârșit orb. Ended up blind. Dar de ce? Why? Pentru că trei lucruri s-au întâmplat și cu omul acesta. There were three things that happened with this man as well. Primul, care este foarte la modă și astăzi. The first thing, which is very popular today. N-a crezut prorociile. He didn't believe in prophecy. Ieremia a spus: Împărate, trebuie să mergi în robie, n-ai ce face, așa mi-a spus Domnul, 70 de ani Iuda va merge în robie în Babilon. Jeremiah told the king, you need to go into captivity. This is what the word of God says, 70 years you and Israel will be in captivity. Este greu să primești o astfel de prorocie. It's difficult to preach this kind of a prophecy. Dar tot ce spune Domnul trebuiește crezut. But everything that the word of God says, we need to believe. Biserici pentecostale sunt oameni care spun, eu nu cred în prorocie astăzi. There are Pentecostal churches today that say, I don't believe in prophecy. Asta nu înseamnă că să crezi tot ce se aude. Nu mă înțelegeți greșit pe mine. Don't misunderstand me. This doesn't mean that you're supposed to believe everything that anybody says. Biblia ne învață să cercetăm Duhul și să vedem ce este adevărat și ce nu este adevărat. The Bible teaches us to search the spirits and to see what's true and what's untrue. Dar Dumnezeul nostru vorbește și astăzi. But our God speaks today. Duhul Sfânt, ca Iisus Hristos și ca Tatăl Ceresc, the Holy Spirit, just as Jesus and the Father, este același ieri, azi și în veci. Is the same yesterday, today and forever. Dumnezeu lucrează și astăzi. God works today. De aceea trebuie să credem ce vorbește Domnul. So we need to believe what God says. Nu trebuie să întoarcem spatele la cuvântul profetic. We can't turn our backs on prophetic word. A, mie nu-mi place. I don't like it. Da, who cares ce-ți place ție? Doesn't matter what you like. Dacă Dumnezeu vorbește, if God speaks, nu o să placă firii pământești, nici la mine, nici la tine. Our human nature won't like it, not me, not you. Dar Dumnezeu trebuiește crezut pe cuvânt. But our God needs to be believed. Zedechia n-a vrut să creadă prorociile Domnului. And we see that Zedekiah didn't want to believe in a divine prophecy. Al doilea lucru pe care l-a făcut Zedechia, the second thing that Zedekiah did, om care era ghidat de Duhul Domnului prin proroc, a man who was guided by God through the prophet, N-a fost recunoscător împăratului Babilonului care l-a ridicat, care l-a promovat. He wasn't grateful to the king of Babylon that promoted him. El a fost pus ca împărat de către Nebucadnețar. He was placed in Jerusalem as king by Nebuchadnezzar. Și în situația aceasta, având și prorocia la îndemână, and in this situation he even had prophecy, Trebuia să fie recunoscător. Domnul ăsta m-a ridicat. He should have been grateful, saying to himself, this man lifted me up. Eu știu că decretul lui Dumnezeu este 70 de ani de robie. And I know that the decree of God is 70 years of captivity. Poate nu o să trăiesc eu 70 de ani. I might not live for 70 years. De aceea cât timp trăiesc trebuie să fiu recunoscător împăratului. That's why as long as I live I need to be grateful to the king. Așa se întâmplă de multe ori și astăzi în bisericile care se laudă că sprinde Duhul Domnului. This is what happens in churches today, even churches that say they're full of the Spirit. Îi faci bine. You do something good for them. Îl ajuți. You help them. Îl îmbraci. You clothe them. Dai să mănânce. You give them to eat. Îl ajuți să se facă om. You help them to become a person. Și rezultatul care este? And what's the result? Se întoarce spatele. They turn their back on you. Nerecunoscător. Ungrateful. Banca umple internetul cu tot felul de povești, că e la modă astăzi. They even fill the internet with all sorts of stories. Ei, lucrul acesta, știi unde duce? Do you know where this type of thinking takes us? Pierderea vederii. The loss of sight. Pierderea vederii. The loss of sight. Deci, nu ascultă prorociile. They don't listen to prophecy. Nerecunoscător. They're ungrateful. Și al treilea este rebelios. And the third is being rebellious. Pentru că un om care nu ascultă cuvântul Domnului. Because a man who doesn't listen to the word of God. Nu ascultă de Duhul Domnului. Doesn't listen to the Spirit of God. Un om care este nerecunoscător. A man who's ungrateful. Nu poate sfârși decât să fie rebelios. He can't end any other way but be rebellious. Rebeliunea i-a adus orbirea. Rebelliousness.
Nebucadnezar sigur că a fost un bădăran, o brută. Of course Nebuchadnezzar was a brute. Dar în momentul acela era instrumentul lui Dumnezeu pentru lumea de atunci. But in that moment he was the instrument of God for that world. Ca să facă ordine în lumea cunoscută atunci. To set that world in order. L-au adus în fața lui Nebucadnezar după ce l-au prins. They brought Zedekiah to Nebuchadnezzar after they captured him. Și împăratul acesta, Nebucadnezar, în bădărânia lui cu unghiile, i-a spart ochii. And this king, in his brutishness, plucked out his eyes with his own fingers. Imaginați-vă ce însemnează aceasta. Imagine what this was like. Un om care a avut călăuza și coordonarea Duhului Sfânt. A man who had the leading of the Holy Spirit. A sfârșit orb. Ended up blind. Și apoi avem ultima biserică. And then we have the last church. Este Laodicea. It's Laodicea. Este timpurile în care trăim noi. It's the times in which we live now. Biserica a început să fie prosperă. The church has begun to be prosperous. Nu vedeți dumneavoastră că aceasta este o mare ispită pentru mulți? Don't you see how this is a great temptation for many? Câtă vreme suntem în necaz, as long as we're suffering, câtă vreme am fost apăsați, persecutați, as long as we were oppressed and persecuted, l-am căutat pe Domnul. We sought the Lord. Nu ne-a fost greu să fugim la rugăciune. It wasn't hard for us to go to prayer. Nu ne-a fost greu să venim la biserică. It wasn't hard for us to come to church. Nu ne-a fost greu să ne adunăm și dacă nu era serviciu divin. It wasn't hard for us to gather together even if there was no program. Mi-aduc aminte, eram încă în țară, pastor la Ploiești. I remember when I was in Romania and a pastor in Ploiești. Și lucram și la centru cultului în București pe vremea aceea. And I also worked at the Pentecostal Institute. Era vară și eram singurul dintre toată conducerea cultului care eram acolo la centru, că liderii ceilalți erau plecați în diferite evenimente internaționale și prin țară. It was summer and I was the only leader over there because everyone else was gone on mission trips. Și mă trezesc că sună soneria la centrul cultului. And I hear the doorbell ring. M-am dus, erau să deschid doi americani. When I opened the door there were two Americans. Fratele Robert Mackish, Brother Robert Mackish, care a fost cunoscut pentru generația mea în România. Who was well known to my generation. Era liderul de la Assemblies of God peste Europa de Vest. He was the leader of Assemblies of God over Western Europe. Și fratele Robert Mackish a venit în România cu cine? Cu doctorul Gordon Fee. And Dr. Robert Mackish came with Gordon Fee to Romania. Gordon Fee este unul dintre cei mai mari cărturari pentecostali care au trăit până la ora aceasta. Gordon Fee is one of the greatest Pentecostal writers in our generation. I-am recunoscut pe fratele Mackish, îl știam personal, pe doctorul Fee l-am recunoscut din poze. I knew Robert, Brother Mackish personally, and I recognized Gordon Fee from pictures. Am vorbit cu ei și a zis, am vrea să vizităm o biserică. They spoke to me and they said, we want to visit a church. Și am zis, ok, veniți la noi la Ploiești mâine seară. So I said, come with us to Ploiești. Și mă întreabă doctorul Fee, zice, mâine seară, dar acum e seară, zice, cum aveți serviciu divin mâine seară? And Gordon Fee said, it's night. Do you have it's Monday night? Do you have a service tomorrow? I said, nu avem. I said, no, we don't. Dar o să anunț și o să vină oamenii la biserică. But I'll announce it and people will come to church. Și cum zice cu o zi înainte poți să aduni pe oameni la biserică? And he said, how is that possible? With one day's notice, you can bring people to the church? Și am spus, da, o să vină oamenii la biserică. And I said, yes, people will come to church. Am dat trei telefoane doar. I called three people. Și nu era voie atunci să faci servicii nepermise de guvern. And in that time you weren't allowed to have programs that weren't approved by the government. Și mâine seară am avut peste 600 de oameni la biserică. And the next day we had over 600 people at church. Cheamă-i acum. Call them now. Vin? Do they come? Vin? Do they come? 16. 16 people. Nu 600. Not 600. La rugăciune nu vin. They don't come to prayer. La biserică nu vin. They don't come to church. La repetiții nu vin. They don't come to practice. Pentru că s-au îngrășat. Because they've become fat. Și le greu acum să se miște. And it's hard for them to move now. Atunci când oamenilor li se pare că au tot ce le trebuie. When people feel like they have everything they need.
Salariul e mai bun. Their salary is better. Mașina care o conduc e mai bună. The car they drive is better. Casa e mai largă. The house is bigger. Conturile la bancă s-au mai rotunjit. The bank account is fuller. Mai n-avem timp de biserică. And we don't have any more time for church. Avem timp de vacanțe. We have time for vacation. E bună și vacanța la timpul ei. Vacation is good in its own time. Dar nu în fiecare weekend. But not every weekend. Că o să rămâi cu nimic dacă faci în fiecare weekend vacanță. Because you'll be left with nothing if you have vacation every week. Laodicea este de felul acesta. This is the way that Laodicea was. Poate să cerceteze Domnul biserica cât o vrea. God can move in the church as much as he wants. Poate să boteze cu Duhul Sfânt cât o vrea. He can baptize with the Holy Spirit as much as he wants. Poate să trimite toți prorocii în biserică. He can send all the prophets to the church. Pe mine nu mă interesează. I'm not interested. Nu-i de mine. It's not for me. N-am timp. I don't have time. Mă, am business. I have a business. Am vacanță. I have a vacation. Am partidă de golf. I have this golfing trip. Nu n-am să dau nume, dar nu, și nu vreau să fiu ironic, să nu mă înțelegeți, dar să vreau să trezesc pe oameni. I don't want to use names and I'm not trying to be ironic. I'm just trying to wake people up. Dar am fost la o evangelizare în Chicago. I went to an evangelism in Chicago. Și am întrebat de niște prieteni. And I asked a few friends. Și am zis, o să vină și ei la biserică în seara aceasta? Will they come to church on that night? Și mi-a spus, nu cred, frate Gog. And they said, I don't think so, brother Gog. Dar de ce? And why? S-au dus la golf. They went to golf. Și rămân peste noapte acolo și nu vin la biserică. And they're going to stay in that place overnight and they can't come to church. Și locul la care se duc este un loc scump, frate Gog. And the place that they're going to is very expensive. Și ce înseamnă asta, loc scump? And I asked them, what do you mean by something expensive? Iertați-mi ignoranța. Forgive my ignorance. A doua zi m-am întâlnit cu doi dintre ei. The second day I met up with two of them. Că au venit să mă vadă. They came to see me. Și a spus, n-o să ne pare rău, frate Cuc, dar la biserică nu venim. And they said that we're very sorry, but we're not going to come to church. Ne-am întâlnit cu niște prieteni, suntem acolo la golf, la terenul de golf. We met up with a few friends and we're over there playing golf. Și ne costă ca să avem acolo membership. And we had to pay to have a membership at that place. Dar cât vă costă? Ce membership e la golf? And I asked them, well, how much does it cost to have a membership over there? Și unul dintre ei îmi spune, eu plătesc 80.000 pe an, frate Gog, ca să am membership la golf. And one of them said, I pay 80,000 a year to have a membership there. 80.000. 80,000. Și ala mi-a zis că plătește 110.000. The other one said he pays 110,000. Știu eu, avea mingea mai rotundă decât cealaltă, probabil. Maybe his golf ball was more round than the other one. Frații mei, brothers, s-a îngrășat biserica. The church has become fat. Și e obosită, nu se poate ruga, că gâfâie. And it's tired, it can't pray anymore. Nu poate cânta, că o doare gâtul. It can't sing anymore because its throat hurts. Prea mult înghețată. Too much ice cream. I se pare că toate sunt bune. It thinks that everything's going well. Dar Domnul îi spune acestei biserici. But the Lord says to this church. Din vremea din urmă. From the end times. Ești sărac? You are poor. Chiar dacă plătești la golf? Even if you pay your membership to the country club? Ești orb. You're blind. Și ești gol. And you're naked. Ce trist. How sad. Unei astfel de biserici Domnul îi spune acest lucru. God says to this type of church. Te voi scuipa din gura mea. I will vomit you out of my mouth. Am să rostesc un cuvânt de judecată împotriva ta. And I will speak a word of judgment against you. Însă înainte să se întâmple lucrul acesta. But before any of this happens. Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. God says, I stand at the door and I knock. Ține minte că Domnul stă la ușă, dar stă în afară. Remember that God is at the door, but he's on the outside. N-ai vrea să fie înăuntru, în casă? Don't you want him to be inside the house? În inima ta? In your heart? În casa ta? In your house? În familia ta? In your family? În biserica noastră? In our church? În biserica în care te închini Domnului? In the church that you worship in? Uitați-vă bine la lucrarea Duhului Sfânt. Look to the work of the Holy Spirit. Pentru că oameni care au fost plini de Duhul Domnului. Because people who had been filled with the Holy Spirit. Călăuziți de Duhul Domnului. Guided by the Holy Spirit. Au sfârșit să fie orbi. Ended up blind. Ce trist. How sad. Chemarea Domnului este aceasta. The call of God is this. Poporul Domnului să audă.
The people of God need to hear și să vadă. And to see. Dar nu numai să vadă. But not only to see. Să vadă bine. To see well. Pentru că atunci când a vindecat Domnul pe un orb din naștere, because when God healed a blind man from birth, l-a întrebat cum vezi? He asked him, what do you see? Și a zis, văd oamenii ca niște copaci de mari. And he says, I see people but they look like trees. Înseamnă că vedea rău. It means that he couldn't see well. Este așa cum se întâmplă că văd astăzi unii lucrarea Duhului Sfânt. That's how some people see the work of the Holy Spirit today. O văd ca pe ceva straniu. I see it as something that's strange. Dă-i voie să se atingă Domnul de ochii tăi. But give God the opportunity to touch your eyes. De mintea ta. Your mind. De inima ta. Your heart. De înțelegerea ta. Your understanding. Și să vezi bine. And so that you may see well. Că Domnul este același ieri, azi și în veci. That God is the same yesterday, today and forever. Că lucrarea lui este aceeași ieri, azi și în veci. That his work is the same yesterday, today and forever. Și dacă Domnul a putut să facă ieri ceva, and that if God was able to do something, poate să facă și astăzi, he can do it today, și va face și mâine, and he will do it tomorrow. De aceea să ne păstrăm ungerea, so let's keep our anointing, să ne păstrăm vederea, let's keep our sight, să ne păstrăm înțelegerea, let's keep our understanding, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului, and allow ourselves to be guided by the Holy Spirit. Chiar dacă ne mustră cuvântul lui Dumnezeu, even if the word of God confronts us sometimes, chiar dacă ne mustră profeția aceea care am primit-o, even if that prophecy is painful sometimes. Frații mei, mai bine să ne mustre Domnul aici. It's better that the word of God confronts us here. Decât să ne judece dincolo. Than that he would judge us on the other side. Crezi tu lucrul acesta? Do you believe this? Poți să te uiți la lucrarea Duhului Sfânt cu ochii noi acum? Can you look at the work of the Holy Spirit with different eyes now? Cu înțelegere nouă? With a new understanding. Cu o putere nouă? With a new power. Cu o dăruire nouă? With a new serving. Mă gândesc că vei primi cuvântul Domnului. I pray that you receive the word of God. Și vei fi schimbat. And that you will be changed. Ridicăm în picioare. Let's stand.